Modificările fiscale aplicabile atât pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cât și pe veniturile micro-întreprinderilor, modificările aferente contribuțiilor pentru veniturile realizate din activități independente și din chirii ori dividende, dar și noutățile privind e-factura, e-transport și e-sigiliu au fost prezentate antreprenorilor hunedoreni de către reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara și experții din cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați. Sunt multe noutăți fiscale care se aplică începând cu data de 1 ianuarie. Nu a existat nicio fel de perioadă, să zic, de acomodare, de probă, așa cum exista în anii anteriori. Brusc regulile s-au schimbat și iată că mulți dintre antreprenori sunt vizibil afectați de aceste măsuri. Prin ceea ce facem noi acum, încercăm să le oferim informații legale, cum să procedeze legal și să stea cu fruntea sus în fața oricărui organ fiscal. Până cu Camera de Comerț și Industrie, am zis că să discutăm cu antreprenorii despre aceste modificări și despre problemele pe care le întâmpină dumnealor în principal, pentru că deja ele sunt aplicabile destul de multe dintre ele. Sigur că fiind referindu-se la începutul anului, sunt aplicabile modificările legate de micro-întreprinderi, de impozitul pe profit, de contribuții, de impozite, de SCR, de e-facture, e-transport, e-sigiliu, și ordonanța 116, pe care vine și pune capac la toate, va fi acea prevedere legată de e-uri, da, e-TVA, adică Ministerul de Finanțe prin ANAF va transmite către contribuabil precompletate de aceste declarații pe care contribuabilul va trebui să le confirme și să le retransmită mai departe. Reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a județului Hunedoara vor trimite toate noutățile fiscale către antreprenorii din județ pe e-mail-uri pentru ca aceștia să fie bine informați.